Ce să vor acum? Eu mai am atât de făcut. N-am fost soție, n-am fost mamă. Sunt prea tânără. De ce? Cu ce am greșit? Ce am făcut eu? Vreau să văd cum o să fiu cineva la fel ca tine. Eu nu mă folosesc de acest cabinet pentru a mă agăța partenere. Te rog să mă jignești. Aș vrea tare mult să pleci. Manuela! Alo, 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 domnul, vă rog, vă rog frumos, mare, vină încoace. Domne, ce dorești, domne, ce dorești? Zi-mi! Manuela, te rog, eu coboară! Care Manuela, mă, frate? Vrei să te căsătorești cu mine? Pașii mici. Poate știi. Știi cum e să trăiești aici. Orașul știe tot ce faci, știe tot ce zici. Poate știi. Cum e să fii judecat. Știi cu toată ființa ta că ești nevinovat. Poate știi. De unde vii și cine ești. Dar toate astea se vor schimba în București. Noapte și zi. Orașul e un câmp de lupte. Vrei să fii soția mea? Tudor, nu știu. Narcisa? Da. Păi... Care-i răspunsul? Mi-e teamă. Hai să mai folosim cuvântul ăsta, vrei? Uite, facem un pact. Din momentul ăsta, cuvântul teamă sau moarte nu mai există pentru noi. Vrei să fii soția mea? În noaptea asta sărbătorim. Hai, termină cu prostiile, Elena. Hai, e târziu, îmi bat cu voi. Nu vreți să vă potoriți, îl chem pe Tudor să vă liniștească el? Degeaba îl chem, el e primul care sărbătorește. De ce spui asta, Ștefan? Pentru că tata și cu Narcisa se căsătoresc. Ce? Tata a cerut-o de nevastă pe Narcisa și a zis da. Acum un minut s-a întâmplat, a dat din cameră. Am văzut totul. În 5 minute să-ți țin patul, lumina stinsă. Hai, dacă mai scoateți un cuvințel, vă dau eu vouă petrecere. Imediat. Thank you.
Mătușă, ce s-a întâmplat? Mi-e scârbă de tot ce se întâmplă în casa asta. Nu înțeleg. De ce ești așa supărată? Și mai vrea să fiu Anastasia. Să dansez? Nimeni nu mai aduce aminte de Carolina. S-a stins de atât de puțin timp și ați uitat-o cu toții. Mătușă, ce vorbești? Mă gândesc la mama în fiecare clipă. Nu e zi în care să nu sufăr că nu e lângă mine. Dar ce ai vrea să fac? Să nu mai fii așa de tâmpită, Anastasia. Că așa te comporți, ca o fetiță tâmpită. Crezi că dacă plângi ca o proastă toată ziua, îi respecti memoria mamei tale? Dacă îți păsa de mama ta, nu o lăsai pe țăranca aia să se furișeze în pat cu tatăl tău. Făceai ceva, te aliai cu mine și îi făceam vânt țărâncii. Dar ce ai făcut tu? M-ai trădat! Te-ai aliat cu nenorocita și acum suporți consecințele. Asta faci. Mătușă, te rog, nu te simți bine. Du-te și culcă-te și vorbim. Ia mâna de pe mine, mucoasă tâmpită ce ești. Credeam că ai mai multă minte, că semeni cu mine. Și când colo, te-a manipulat Narcisa. M-a manipulat pe toți. Mi-e scârbă de voi. Ai avut ceva succes în seara asta? Să zicem. Hai, nu mai face pe modesta. Am văzut că toți clienții se dau un vânt după tine. Nu știu ce naiba le faci, dar clar le faci ceva. N-ai venit decât de două zile și toți bărbații întreabă de tine. Le faci pe fete invidioase. Haide, mă, bucură-te. Dacă ții tot așa, într-un an de zile te scoți. Să faci o grămadă de bani. Ai dreptate. Am uitat să zic. Vezi că te-a căutat un tip. Ce tip? Unul în scaun cu rotile. Da, era foarte agitat. Încerca să urce scara după tine și fetele nu mai puteau de râs. În timp în scaun cu rotile, cum arăta? Te pomenești că-ți place să-ți atragi cu handicapați. Cum arăta? Cum se arată? Era drăguțel, tu, în scurt. Avea o privire ciudată. Am încercat să-l servesc eu, dar el nu și nu, că te vrea pe tine. Na, ce să fac? Ascultă-mă pe mine. Cu fața asta ta de inocentă, o să faci ravagii pe aici. Ce? Nimic. Cum nimic? Te uiți la mine parcă aș fi o felie de tort. Păi? Mă bucur că vei fi noua mea mamă. Doi, ce te iubesc pe tine când acel... Mă pupot. Scură-mă. Dar ești așa de dulce, vine să te mănânc. Deci chiar vei fi mama mea? Ștefan, mama ta va fi întotdeauna Carolina, da? Nu poate să o înlocuiască nimeni. Dar uite, ca să nu te superi, eu aș putea să fiu mama ta de suflet, hm? Ok. Da? Și dacă vei fi noua mea mamă de suflet, nu mă vei părăsi niciodată, nu? Nu, niciodată, jur. Da? Acum hai, treci la somn, că mâine dimineață nu te trezești nici cu tunul. Hai. Așa. Am un secret. Un secret? Elize, nu-i convine deloc că tu și tata vă căsătoriți. Eliza? De ce? De ce spui asta? Ce s-a întâmplat? Tata, n-am mai văzut-o niciodată așa. Țipa ca o nebună prin casă, spunea că e scârbă de tot. Nu se putea controla. Anastasia, Eliza este sub tratament și de-aia reacționează așa, știi? Tată, asta e scuza ei pentru orice. Dar știi ce cred eu? Dar să nu râzi dacă spun. Nu râd, spune. Mătușa Eliza te iubește. Anastasia. Tată, vorbesc serios. Și e îndrăgostit de tine de foarte mult timp. Când a murit mama, a crezut că îi poate lua locul. Nu, Eliza a trecut printr-o perioadă. Mă rog. Mi s-au întâmplat foarte multe și de-aia reacționat așa. Tată, gândește-te și tu puțin. Nu am la ce să mă gândesc. N-are niciun sens ce spui. Ba, are sens. Anastasia, nu vreau să mai vorbim despre asta. Tată, tu nu vrei să vezi adevărul. De ce crezi că mătușa urăște atât de mult pe sălbatică? Pe Narcisa.
O vede ca o rivală. Narcisa e rivala ei, înțelegi? Dorit moartea, Eliza. Ai vrut să rămâi tu cu tot ce era al meu, casă, copii, Tudor. Te-ai bucurat când am dispărut. Ai zis că gata, nu mai ai nicio piedică. Dar ai uitat să o iei în calcul pe sălbatica asta în curte. Nu, eu n-am încercat niciodată. Taci! Țărâncă asta a reușit să te întreacă. Merge mai încet. Poate să te audă cineva. De ce, Eliza? Toată lumea trebuie să știe că ești o ratată. Că tot ce ți-ai propus în viață a dat greș. Nu-i adevărat, n-am dat greș. Lupta cu sălbatica de-abia acum începe. E prea târziu, Eliza. Copiii mei sunt deja de partea ei. Nu. Mi-ai jurat că o să te ocupi tu de tot. Și? Ce ai făcut, Eliza? Cum ți-ai respectat jurământul? Am totul sub control. Nu mai minți. N-ai putut să ai grijă ca Anastasia să nu rămână gravidă. Și nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, nu ești în stare să o convingi să avorteze plodul ăla. Fata mea își va distruge viața. Iar asta e numai din cauza ta. Dar noi am încercat. Taci! Nu ești bună de nimic. De nimic. Tata avea dreptate. Întotdeauna ai fost o nulitate. Un mare zero. Nu e adevărat. O să-ți dai seama de ce sunt în stare. O să vezi. Domnișoara Eliza, nu vă simți bine? Aveți nevoie de ceva? Mă simt bine, n-am nevoie de nimic. Ce vrei? Credeam că... De ce mă întreb tot timpul dacă mă simt bine? Parcă vorbesc cu cineva. Iara, tu ești împită? Cu cine se vorbesc? Nu vezi că suntem doar noi două în bucătărie? Eu mai și bârfesc, mai și ascult pe la uși uneori. Mm-hmm. Da. Uneori. Doar uneori, Mioara. Da. Dar tot ce bârfesc eu este adevărat, pentru că este tot ce aud eu cu urechile mele. Da? Uh-huh. Și ce mi-ai auzit de data asta? Să n-am parte de Anton, dacă te mint. Am auzit-o pe Eliza vorbind așa ca nebuna. Mioara, asta nu e nicio noutate. Eliza vorbește întotdeauna ca nebună. Da, numai că de data asta vorbea singură în bucătărie, așa, și parcă vorbea cu sora sa, care a murit, cu doamna Carolina. Doamne ferește. Păi dacă e așa, înseamnă că Eliza o să aibă în garderobă în curând și o cămașă de forță, nu? Doamne, mie mi-e frică, mi-e frică, pe cuvânt. Ai grijă, ai grijă. E, mie nu mi-e frică de ea. Nu ți-e frică? Nu. Ai uitat că te-a otrăvit? Acum ce vrei să spui? Că nu e ea vinovată? Ba da, sigur ea a vrut să mă otrăvească. Păi atunci ai grijă, căci nu știi de ce e în starea asta. Scumpa mea, ți-am spus de atâtea ori. Nu te las să te duci la adresa aia și cu asta basta, am terminat. De câte ori vrei să-ți repet? Și eu de câte ori vrei să-ți repet că este un client vechi. Îl cunosc de foarte mult timp. Poți să-l cunoști și de la grădiniță, ai înțeles? Nu mă interesează. Gata, ți-am spus, nu te duci la el și cu asta basta. Da, pentru că nu-ți place ție. Dar ce trebuie să-ți placă ție, mie trebuie să-mi placă. Da? Bine, foarte bine. Faci cum vrei, dar să nu vii la mine bătută și învinețită, că nu mă mai interesează, să știi. Auzi, știi ce? Și lăsați-mă în pace, că sunt prea bătrână pentru prostiile astea ale voastre. E, asta e bună. Stau toată ziua să mă cer cu voi. O să iau loc? Să te țin eu? Hai aloc unde vrei.
cum merg lucrurile acum, nu? Încă mai ceva de băut, apoi mergem sus. Poftim? Era o glumă. Zi-mi ce vrei să mă întrebi. Vreau să te întreb despre... despre tipul în scaunul cu rotile. Care? Invalidul ăla obsedat? Da. Te-a întrebat cum o cheamă? Nu cred. Mă rog, era muzica, dar abia auzeam ce vorbește. Și în seara aia am vorbit cu foarte mulți tipi. S-ar putea să-i încurc. Dar de ce? Care-i treaba cu el? Au început să-ți placă tipii în căruciare cu rotile? Hai, nu te jena. Fiecare are nebunia ei. Nu. Nu despre asta este vorba. Ia spune-mi, de ce te-a certat patrona? Patrona e ofticată că mă văd cu un client pe care ea nu-l înghite. Ci că omul e nebun. Că bea ca un porc, spune vrute și nevrute. Și? Și e frică să nu mă taie în două. Da. Dau înainte câte un lăutăros în ăsta, care ci că ar fi omorât pe unul. Da. Da. Iar că am trebuit să plec. Nu vreau să întârzi. Dacă se supără clientul și mă învinețește după aia. Ai grijă de tine. Te pup. Auzi? Fata asta este o adevărată bombă cu ceas. Aia e. De ce lăsați să plece dacă tipul e periculos? Draga mea, eu l-am avertizat. Mai mult de atât, nu am ce să le fac. Că nu sunt mama lor. Toate fetele sunt libere să vină și să plece când vor. Nu mă mai interesează. Dar una să nu vină la mine înapoi tăiată, că atunci, la revedere. Eu nu sunt mama lor. Eu l-am avertizat, da? Înțeleg. Da? Și tu? Dacă vrei, ești liberă să faci ce vrei tu. Nu. Deocamdată mie mi-e bine aici. Și vreau să vă mulțumesc că m-ați ajutat. Scumpo, noi de fapt ne-am ajutat reciproc. Tu erai pe stradă, părăsită, nu știai încotro să o apuci. Eu te-am cules și ți-am dat un loc, uite aici, în casa mea. Muncești mult, să știi, și asta îmi place. Clienții sunt mulțumiți. Și atunci, și eu sunt mulțumită. Te-ai speriat, scumpă. Credeai că o să-ți fac un rău? Eliza, nu ești în apele tale. Te înșel. Mă simt excelent. Și ai dormit bine? Foarte bine, mulțumesc de întrebare, da. Tu? Am dormit suficient. Mă scuzi? Da. Eliza, mă duc la birou, dar dacă ai nevoie, poți să mai întârzi. Poți să stau cu tine. Ah, nu. Nu lăsa pe șeful tău să te aștepte. Du-te liniștită. Da. Am să mă duc liniștită. Foarte liniștită. La revedere. La revedere. Nu, n-ajung la birou azi. Nu veni, Deana, nu veni, te rog eu frumos, nu. Lasă că te sun eu dacă apare ceva, bine? Bine, mersi. Te anunț imediat, pa.
ascuns. Ești ghidușa. În sfârșit ai terminat de vorbit la telefon. Îmi plictiseam singură. Draga mami, ai grijă de fetița ta și pune o vorbă bună lângă măiculița Domnului, să-l roage pe Dumnezeu să nu-și întoarcă fața de la fetișoara ta, de la păcătoasa Narcisa, și să-i mai dea zile, să aibă timp să se pocăiască și să se îndrepte, că-i păcate tinerețile ei să intre în pământ. Și eu numai pe ea o am. Nu mai am nimic altceva. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iartă-mă, dar ce faci aici? Ce să fac? Mă rog la fiimea să o înduplece pe măiculița Domnului, că-i făcătoare de minuni. Narcisa e bolnavă rău. Și nu se știe dacă mai scapă. Nu, cine știe, o fi vreo glumă de ei. Dacă iarăși glumești așa cu prostii din astea, eu o omor cu mâna mea. Ce s-o mai omor, săraca? Că moare ea și singură. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dar și mie puțin. Asta e scump. Și măcar un pahar? O să te îmbeți și o să devii o curvă tristă. Și o să-mi spui povești triste. No. Stai liniștit. Mă îmbăt eu de la o gură de whisky. Ia. Eu spăl vasele. Și la ce mă gândeam? Nu îmi spune, gândești. Da, în afară de picioare, am și creier. Băi, nu mă atingi așa, că nu ești nevastă mea. Mă rog, la ce te gândeai? Mă gândeam că acum ai putea să mă chem mai des. Na, te mai scap de plictiseală. Bine, o să mă gândesc și eu la lucrul ăsta. O să ne gândim împreună. Nu-s doar fata ta preferată. Așa ești, fata mea preferată. Dar mai știu să te și ascult. Ce știi tu, mă? Mi-ai spus atâtea lucruri despre tine. Chestii pe care nu le-ai mai spus nimănui. Habar n-ai nimic despre mine. Nu știe nimeni nimic despre mine. Ba da, mi-ai spus povestea aia cu pictorul pe care l-ai omorât. S-a fost teamă că află de povestea ta de dragoste și că o să vorbească. Când? În seara aia, noaptea cu orgia. Ascultă, fă, nu ți-am spus niciodată nimic, ai înțeles? Mă confunzi. Ai înțeles? Gata. Poate mă confuz cu Van Gogh, care și-a tăiat o ureche. Gata, iubitule, calmează-te. Nu sunt iubitul tău. Da. Mai dau subiect. Probabil am făcut o confuzie. Da, ai făcut o confuzie. Ce faci? Aștepți pe cineva? Stai aici și nu te miști, înțelegi? Nu faci niciun zgomot. Nu o să crezi ce mi s-a întâmplat. Manuela a luat legătura cu mine. Ce? Manuela a luat legătura cu mine. Mi-a trimis un mesaj pe telefon. Da? Crezeam tu ești cu cineva, te deranjez? Nu, nu, vreau să mă spăl. Ah. Okay. Ce? Dai buzna în cam să nici nu mă saluți? Tu ai auzit ce ți-am spus? Da, am înțeles. Ai fost contactată de Manuela. Păi și nu ești curios să vezi ce mi-a scris? Ba da, sunt foarte curios. Dă telefon. Sunt bine, te rog, mă căuta Manuela. Asta e tot?
Da, adică e în viață, asta e tot ce contează. Ai sunat numărul ăsta? Da, normal că am sunat, nu răspunde nimeni. De ce nu ți-o fi zis unde e? De unde vrei să știu eu? Oricum, important este că e bine, nu? Da. Cristian, hai să bem o cafea. N-am dormit atâta am din cauza Manuelei. Nu, nu bem cafea. Nu, ia, trebuie să mă, sunt murdar, trebuie să mă spăl, îmi cer scuze. Bine, nu trebuie să mă împingi, am înțeles și eu. Și va trebui să faci mai multe băi. Ești un mizerabil. La asta nu mă așteptam. E frumos, nu? Frumos? E superb! Și ăsta n-a fost cel mai frumos moment. Nu? Nu. Chiar că m-ai făcut curioasă. Zi. Cel mai frumos moment a fost când m-a cerut de soție. Și am răspuns... Da? Da. Mă bucur foarte mult pentru tine. Știu că ai probleme de sănătate, dar... Te rog frumos să fii puternică. Domnul Tudor o să-ți aducă cei mai buni doctori și o să te faci bine, o să vezi. Nu se dă bătut până când o să te faci bine, o să vezi. Of, Cati, nu știu, mă simt așa ciudat. Simt că sunt fericită, dar în același timp și tristă. Tristă? De ce să fii tristă? Ai toate motivele să fii fericită. Trebuie să fii puternică, trebuie să crezi și tu că te vei face bine. Cati, nu știu dacă am făcut bine spunându-i da. Tudor a mai pierdut o soție. Dacă... N-ai voie să renunți. De ce să renunți? Ai atâția oameni în jurul tău care te iubesc, ai familie, ai prieteni. Ai toate motivele ca să fii fericită, nu să plângi. Te rog eu frumos să nu plângi, da? În curând o să te căsătorești și o să fii foarte fericită, o să vezi. Mulțumesc. Ce-mi făceam eu fără tine? O, te iubesc. Și eu te iubesc pe tine, fetiță. Deranjez? Nu. Uite, tocmai spuneam, Cate, să ne fie nașă de cununie. Bănesc o să te supremioara, dar îi dăm o prăjitură și scăpăm. Și zi-mi, mecanicule, Gigi, să nu dea din baltă sau din cer să zgâri mașina ca Halle Balen. Și măi, la asta, la... Hai, pe la... Miora? E, ce faci? Tu mă urmărești sau ce faci? Da, nu, scuză-mă. Eram neatentă. Pe ceilalte preocupări sau? Nu. Ce? Mă gândeam la Narcisa. Ce? Sara, care are probleme grave de sănătate. Lasă-mă că nu mă are sălbatică asta. Păi asta e ca ăla, are 10 vieți în pieptul de aram. E ca pisica asta. Pică în picior. Auzi, te rog foarte mult, ai grijă cum vorbești, dacă mă superi, da? Să nu vorbești așa de Narcisa, că e prietena mea, da? Te rog foarte mult. Vrei să mă superi? Nu, 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 dar mă, eu chiar o iubesc pe Narcisa, mă. Chiar dacă, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu ea, o iubesc ca pe copilul meu. Păi, dar ce să... Da, mă, gândeam câte necazuri pe capul bietei fete, așa, toată... Ce? Mă gândesc câteodată ce e omul, știi? Azi are o supărare și a doua zi o nenorocire. Și se gândește ce bine era ieri când eram doar supărat. Vezi? Așa e omul. Zău? Da. Asta e a ta sau le-ai citit pe undeva? Că văd că... Pare așa, filozofie. Că... Da, e o filozofie de viață. Hai, da. Hai, că te-am citit. Nu știu unde vrei să ajungi cu discuția asta. La Filip, nu? Tu de Filip vrei să aduci vorba. Da, mă, împacă-te cu el. De ce? De ce nu-l accepti așa cum e? Să vorbesc cu el? Păi ție ți-e ușor, mă, să spui. Vorbește cu el, împacă-te cu el, că nu-i copilul tău. De să fie copilul tău. Ia să vedem, mai vorbi așa? Nu. Miara, pune-te în locul meu. Eu știu, ai dreptate. Nu, eu nu sunt tatăl lui, dar n-am copii și nu știu cum e. Las că-ți fac eu. Hai, mă, că nu despre asta e vorba. Dar împacă-te cu el, mă, că mâine, poi mâine, Doamne ferește, dai colțul și n-ai timp să te împaci. Asta e problema. Las că o să mă împac, dar să știi și tu. Dacă mă împac cu el, pentru tine, cu dragul tău. Înțelegi? Da. Păi vorbește cu el. Acum? Ce? Hai! Planul ăsta e pus la cale de tine? Hai, du-te, vorbește cu el, hai! Pentru hai, tine. Pentru mine, tine. Hai! Mai luăm câte...
Auzi, mai... Când te întorci. Mai târziu, când mă întorc eu. Pentru tine, te iubesc. Și eu o să stau aici. Dezinfectez. Dresimul Caroline, a ajuns un focar de infecție, uite. E plin cu gunoaiele narcisei. Cârpele narcisei! Mătușă, gata! Mătușă, tata a decis să... Anastasia, să nu te aud. Ăsta e dresingul mamei tale, dresingul surorii mele și nu poate fi ocupat decât de hainele Caroline, atât! Gata! Lasă hainele narcisei în pace, gata! Ia mâna de pe mine, mucoasă! Termin cu hainele astea și mă ocup eu și de tine. Mătușă, tu pe mine mă ameniți? Ai uitat că sunt nepoata ta? Tu nu ești sănătoasă la cap, ce ai? Sunt perfect sănătoasă, Anastasia. Voi cu toți în casa asta sunteți dereglați la cap. Bolnav mental! Nu mai judecați! Gata! Lasă-le! Dacă nu-l chem pe tata, nu chem pe nimeni! Mătușă, mă sperii. Ești dusă cu capul rău de tot. Nu mai judeci! Vino în coace, Anastasia. Anastasia! Sunt mătușa ta și trebuie să mă respecti, înțeles? O să-l sun pe tata să-i spun că nu e sănătoasă la cap. Nu o să sun pe nimeni. Eu comand în casa asta și o să fac ce spun eu, Anastasia. Tu comanzi la spitalul de nebun, nu aici! Nu vezi că ai luat o raznă? Uită-te la tine! Faci ordine în garderoba mamei, ce crezi că ești de haine poasă când apui nebunul? Închide gura aia tâmpită ce ești. Tu crezi că eu nu sufăr? Tu ți-ai pierdut o soră, mi-am pierdut mama. Oricât de dureros ar fi, trebuie să treci peste toate astea. Minți. Nimeni nu mai suferă după ea. Toți ați uitat-o pe Carolina. Mi-e așa că ești bucuroasă că Narcisa o să fie noua ta mamă? Nu-i așa? Da, drumul! Tu nu vezi că ești nebună cu capul? Potolește-te! Te omor, tâmpita, dracule. Te omor, nenorocită! Anastasia! Anastasia! Vorbește, Anastasia, fetițo! Iubita mea! Anastasia! Anastasia! Am înțeles că vrei să stai de vorbă cu mine. Poftim? Eu am înțeles că tu vrei să stai de vorbă cu mine. Nu de asta m-ai chemat aici? Băi, Filip. Tata. Vreau să spun de la început că eu nu sunt de acord cu taci. Cu viața asta pe care o duci tu. Nu sunt de acord nici cu taci. Cu meseria asta care o ai tu, cu... Asta e meserie de bărbați, mă? De muier, de... balerin. Cu toate astea am să încerc să... Asta încerc să accept chestia asta. Ce să accepti, mă, tata? Chestia asta care o ai tu. Ce să accepti? De ce nu înțelegi? Păi nu înțeleg. Să accept că îți plac bărbații. Asta să accept. Tată, tu crezi că dacă eu mi-am ales să fiu balerin, asta înseamnă că îmi plac bărbații? Bă, tu ești încuiat rău de tot. Bă, tu așa vorbești cu mine? Tu așa vorbești cu mine? Scuze-mă, da. De-aia te-am crescut eu. Bună ziua. A, bună ziua. Tată, hai să-ți prezint pe cineva. E Violeta, iubita mea. El e tatăl meu, Anton. Singurul și unicul meu tată. Violeta. Tony. Tony. Anton. Ce zici de prietena mea, tata? Ți se pare așa pe gustul tău? E
E drăguț, cum ai zis că te cheamă? Violeta. 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 Tata, tu ești o fată frumoasă. Violeta? Da. Violeta, ești e frumoasă. Cum? E prieten? Băutura la toată lumea, eu plătesc! Iori Țichișorul, băiatul meu, lipidosnic! Are o prietenă! Până cu 5 minute, tata credea că nu-mi plac fetele. Aha. Cum ai să te cheamă? Violeta. Violeta. Bravo, mă, tata. Bravo, mă. Violeta. Narcisa, o să ai parte de cei mai buni doctori din țară sau din străinătate. Nu mă interesează cât costă tratamentul. Nu. O să fie cel mai nou. Nu vreau să facă nimeni experimente pe mine. Dar nu e vorba de experimente, trebuie să ai încredere în medici. Sau încredere? Da. Tu doar tu-ți amintești ce a zis doctorul celălalt? Prima dată că sunt bolnavă, după aia că sunt bine, după aia iar sunt bolnavă. Știi ce o să fac experții ăștia? O să mă împungă cu și mai multe ace. Aia o să fac. Te rog, nu mai fi așa încăpățânat. Alo. Eliza, nu mai plânge, nu înțeleg nimic. Au pățit ceva copii? Anastasia? Ce-a pățit Anastasia? Ce mi-aș da să am și eu buze ca ale tale? E buze foarte frumoase. Pe naiba, sunt frumoase. Dacă ar fi atât de frumoase, nu mi-ar mai face clienții atâtea fițe. Îmbiții naibii. Ți-a făcut probleme tipul periculos? Nu e periculos. E doar puțin ciudat. Cred că dacă te-ar vedea, s-ar pune pata pe tine. Nu, mulțumesc. Chiar nu vreau probleme. Dar nu face probleme. Dacă știi cum să-l iei, e chiar ok. Plătește și bine. Nu, asta e important, Natasha. Important e să fii în siguranță. Draga mea, nu suntem în postura în care să ne alegem clienții. Unii sunt mai periculoși și alții mai mielușei. Important e să iasă banul. Chiar crezi că omorul pe cineva? Mai la așa zice. Naiba știe. N-aș avea curajul să mă duc în casa unuia ca asta. Baby, meseria e meserie. Baby? Da. Așa ori să te strige clienții de acum încolo. Ți se potrivește foarte bine. Baby, baby, baby. Ce cu tine ești, de fapt? Ești atât de diferită de celelalte fete. Îmi pariu că ai făcut și ceva școală. Nu-mi place să vorbesc despre ce-a fost. Acum sunt singură și pe cont propriu. Asta e tot ce pot să spun. Cati, ce drăcie asta de fum? Vorbește frumos că strici ritualul. Nu e o drăcie de fum, e un fum mai special. Ce stric? Eliberează birourile de energiile negative. Haideți, doamna, aici, vă rog eu frumos. Haideți și folosiți mult fum. Purificați bine că ăsta e locul cel mai afectat din toată clădirea. Cati, cel mai afectat loc din toată clădirea asta e creierul tău, înțelegi? O să mulțumesc mai târziu. Vă fac tuturor un mare serviciu. Păi da, nu înțelegi că locul ăsta e plin de necurate, e plin de energii negative. Da, și asta se datorează numai soției tale. Irine. Da, de când a murit Irina, totul a mers pe dos. Domnul avocat s-a certat, Narcisa s-a îmbolnăvit, Manuela a dispărut, tu ai ajuns în scaunul cu rotile. Să știi că următoarea pe listă eu sunt... Ce bine că ești aici. Copilul meu a pățit ceva? Liniștește. Tot e în regulă. Tată, te rog, nu mă minți. Nu te mint.
A fost un doctor, te-a consultat, totul este în regulă. Sigur? După ce te vei simți mai bine, o să mergem să-ți faci niște analize, dar sarcina decurge normal. Dacă îl pierdem din cauza nebunelea... Anastasia, spune-mi ce s-a întâmplat. Tată, mătușa nu e în toate mințile. Ea e vinovată. Eu am vorbit cu Eliza și mi-a spus că ai căzut pe scări. Minte. E nebună de legat. De ce m-ar minți? Pentru că ea m-a împins pe scări. Cum? A vrut să-mi rup gâtul. Mă urăște. Ea m-a împins pe scări. Anastasia, Eliza e mătușa ta, te iubește foarte mult. De ce aș fi vrut ea să facă asta? Tată, ce rost ar avea să inventez? Crezi că mă aruncam de nebună pe scări? Nu, eu nu asta am spus, numai că... Ești sigură că n-a fost un accident? Nu, tată, a făcut-o intenționat. Ne-am certat, ne-am contrazis și a luat-o razna. Jur că nu mai recunosc. Cum poate să spun așa ceva? Cum să-i fac rău nepoatei mele? O iubesc ca și când ar fi fata mea. Cu toate astea, Anastasia e convinsă că ai împins-o pe scări. Dar e nebun, e Tudor. Dar nu crezi așa ceva. Eliza, ești foarte agitată în ultimul timp. Poate că, nu știu, terapia nu mai dă rezultate sau... Da, Tudor, sunt agitată. Pentru că nimănui nu-i pasă de mine. Pentru că eu mi-aș da viața pentru voi și ce primesc în schimb? Nici măcar puțină atenție. Eliza, trebuia să vorbești cu noi. Poate reușeam să te ajutăm într-un fel sau... Cui să cer ajutorul? Ție? Că tu ești cel care m-a trădat. Poftim? Nu te-am crezut capabil de așa ceva. Te-am așteptat ani de zile și m-ai trădat. Eliza, despre ce vorbești? Venise rândul meu. Era șansa mea. Dar nu ai avut ochi pentru mine. Ai ales-o pe sălbatic. Eliza! De câte ori să-ți spun că sunt îndrăgostită de tine? Incredibil! Nu poate fi aceeași fată. Chiar ea este. Cred că noua ținută o avantajează. Nu este nouă. Sigur este. I se potrivește ca o mănușă. Trebuie să fie nouă. Nu. Este spălată cu Pervol. Noul Pervol Balsam Magic cu efect de reparare păstrează fibrele elastice ca noi. Acum are ceva special. Mm-hmm. E perfectă pentru noua copertă a revistei. Superbă! Pervol Balsam Magic. Pentru lână și țesături delicate la modă ca noi. Chiar atât de orbă să fii că nu vezi asta. Eliza, gata. Mă nebunește că nu te pot avea, Tudor. De ce? De ce nu pot avea dragostea ta, Tudor? Te iubesc. Tudor, a venit doamna. Bună ziua. Eliza. Ce caută femeia asta aici? Ce caută nenorocită asta aici? Eliza, ești foarte agitată în ultimul timp. Nu poți să te mai lasă să te apropii de copii în starea asta. Am chemat-o pe doamna psiholog, poate. Să se ducă dracului cu ședințele de terapie, cu hipnoza ei, cu tot. Te rog să te liniștești, am venit să te ajut, Eliza. Nu ai cum să mă ajuți tu pe mine. Lăsa-te, o să... Nu cred că e cazul. Săram, că o să nu te apropii de mine. Narcisa! Lasă, Tudor, am avut atâtea cu Anton, știu de ce, cum știi? Eliza! Eliza! Că vă apropii, ia-ți fi, tai de tot. Eliza, lasă puțin. Dă-i drumul, frate, Eliza, dă-i drumul. Dacă mă faceți un singur pas, că iau gâtul țărâncii și mă omor și eu. Și așa nu mai am nimic de pierdut. Hei, hei, unde te grăbești așa, a? Hai, domnule. Vreau să o văd pe Manuela. Ce, că vreau să o vadă pe baby. Pe baby? Care baby? Fata nu. Baby, Manuela, nu știu, chemați-o, vă rog eu frumos. Așa, zice, acum, baby? Domnule, te rog eu frumos să te potolești, ești într-o casă cu prestanță, se poate. Uite-mi. Da. Ce nu înțelegi? Un minut durează. Cheamă puțin pe Manuela. Domnule Mata, ai făcut fixație pentru Manuela asta, dar am și celelalte fete. Uite ce frumoasă. Nu mă interesează celelalte fete, nu înțelegi? Nu mă interesează. Îmi pare rău. Dar Manuela are lista plină. Mă pui pe listă. Nu pot să te pun pe listă, îmi pare rău. Cuvântul ăsta. Scumpă, hai să ne vedem de treabă. Că oricum, invalidul ăsta nu o să poată niciodată să urce singur scările alea. Thank you.
Nu pe gură. Fetiță, am dat o grămadă bani ca să intre cu tine aici. Uite ce, aici eu fac regulile. Dacă nu-ți convine, ia-ți banii și cară-te. Știi ceva? O să te sărut pe gură când o să am eu chef. Înțeles? Nu! 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 L-ai văzut pe Cristian? Hai să mergem, are de lucru. Cum să mai stau? Chiar nu am multe lucruri. Cât vreau de asta? O cunoști? Îmi dau seama. Păi ia, hai, uite-te bine. Concentrează-te. Ascultă cu atenție, curvar bătrân. Să nu dea dracu să spui cuiva că Fita Carolina e gravidă cu mine. Tot ce asta o știu. Derulează înapoi, vreau. Să-ți ajungă student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă, fugi în pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Thank you.